Imitați de renume și atmosferă incendiară la izverna de Sfânta Maria. În satul Seliște a fost organizată și anul acesta o petrecere de pomină la Nedea mult așteptată de către localnici. La spectacol au fost invitați Petrică și Arminicoară, care au animat publicul doritor de distracție. Nu știu în viață ce-aș fi făcut, de nu te-aș fi cunoscut. Și nu știu cum să îți mulțumesc pentru tot ce azi trăiesc. Petrecere de pomină în comuna Izverna, unde de Sfânta Marie localnicii s-au bucurat de muzică bună la Nedea satului Seliștea, ce se sărbătorește de peste 50 de ani. Evenimentul a fost marcat printr-un spectacol la care au fost invitați Petrică și Armin Nicoară. Am reușit să organizăm și anul acesta, de 8 septembrie, sărbătoarea satului Seliștea. În acest sens am organizat un spectacol prin care am invitat pe Petrică Nicoară și Armin Nicoară. Un public extraordinar, ca de fiecare dată. Ne bucurăm să revenim pentru a doua oară aici. Suntem împreună cu Petrică Nicoară, fratele meu Armando, toată formația și sperăm să ne ridicăm la așteptările publicului, din nou, cum a fost data trecută. Mă bucur tare mult că în sfârșit am ajuns în zona mea, de unde mă trag și eu. Au venit foarte mulți oameni la mine care îmi spun că mă admiră și sunt foarte, foarte bucuroasă. Nu mă așteptam să vină atâta lume și ce să zic, abia aștept să ne distrăm, să cântăm și să jucăm, nu? Cum vi se pare faptul că după atâta amar de vreme de stat în casă, lumea iese la aer liber la un spectacol grandios? Era și timpul să ieșim și noi din casă, să ne vedem cu publicul, să facem atmosferă, să jucăm, că doar o viață avem și trebuie să ne distrăm, să ne bucurăm de viață. Eu am trecut dealul, de la Gealul, cum se spune, de la Cornereva aici la Prejna, la Angelica Stoican, la Domnica Trop. Ce să vă spun? Vă pup și mă bucur că mă aflu aici la dumneavoastră în această seară. Acum 2 ani când ați fost, a fost peste 5.000 de oameni. În seara asta, cred că depășiți, bateți recordul. Mulțumesc la Dumnezeu că lumea ne iubește, pentru că poate și m-am rugat tot timpul să ne iubească lumea, să facem treabă, să mulțumim lumea cu melodii, cu cântări, cum se spune pe la noi pe aici. Publicul a fost numeros și pus pe distracție. Mulțumim pe calea amiabilă domnului primar cu toată conducerea, pentru că toate comunele își respectă tradițiile. Și trebuie să le reluăm și noi, încet, încet. Sunt de la Costești și am venit special aici la Săliștea, la Izverna, pentru acest spectacol. Mulțumită domnului primar, reușim să avem oameni de renume în comună și ne bucurăm foarte tare. În fiecare an de 8 septembrie, în satul Seliștea din comuna Izverna, se organizează Nedea, la care distracția este cuvântul de ordine.